Focul a ars în numai un sfert de oră toată casa, care era jumătate construită pe structură din lemn. Casa ardea, erau flăcările foarte mari și am sunat la 1-2 și au venit foarte târziu, adică am stat timp de 10 minute, n-au ajuns. Flăcările erau foarte mari, depășeau acoperișul. Toată casa care e aici, structura asta care a făcut în lemn, centrală termică și focul s-a extins și la etaj și la parter. A ars destul de violent, focul a fost foarte violent, incendiu. Și ce ați plătit? Casa și două mașini și mașina din curte? Casa, două mașini, două daci care e acolo și plus ce înăuntru în casă. Păi casă pe structură de lemn? Nu. De cât partea asta? Da. Și numai asta ars? Toată casa. În afara imobilului, focul s-a extins la două autoturisme parcate în curte. Din fericire, nu și la un depozit de combustibil și materiale explozibile, aflate la mai puțin de 50 de metri de casa care a ars. Mă cuniți voi! Patru autospeciale de la ISU Argeș au intervenit la stingerea incendiului. La locul intervenției, când au ajuns forțele, incendiul s-a manifestat violent la acoperișul clădirii și la un exă gospodărească plus două mașini parcate în curtea proprietății. Intervenția a fost dificilă datorită drumului îngust, însă am reușit să ajungem cu autospecialele fără probleme deosebite și s-a intervenit în timp util. Lângă, într-adevăr, este un depozit de materiale combustibile, ar fi putut să se propage, dar prin intervenția promptă a pompierilor s-a diminuat acest risc. Pagubele sunt de sute de mii de lei. Practic, toată averea familiei din Ștefănești. Casa nu era asigurată, așa că nu se mai poate recupera absolut nimic. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate cauza producerii incendiului.